Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim pentru participarea la Ziua Investitorului. Sunt împreună, sunt Bogdan Florea, manager general Connections, sunt împreună cu colegul meu Decebal Dumitrescu, directorul financiar al companiei, al grupului. Și probabil că mai putem aștepta 2-3 minute, mă gândesc, sunt deocamdată 6 participanți. Aș propune să mai stăm, nu știu, până la și 5, eventual. Bună dimineața, din nou. Mulțumim pentru participare. Să începem prezentarea și discuțiile. În primul rând o să descriu pe scurt desfășurarea pe care o propunem pentru această sesiune.
În primul rând, voi prezenta eu activitatea din 2021, evenimentele relevante, apoi Decebal va vorbi despre situațiile financiare aferente anului 2021, urmând ca în a doua parte să discutăm de estimările și previziunile pentru 2022 și în final o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care le așteptăm de la dumneavoastră pe chat-ul pus la dispoziție pe parcursul acestei prezentări. Bun, deci vom începe cu prezentarea activității din 2021. După cum știți, a fost un an plin pentru piața de capital din România și implicit și pentru compania Connections Consult. Am pus pe ecran câteva din obiectivele pe care le-am asumat în plasamentul privat și pe care o mare parte dintre ele considerăm că le-am îndeplinit, lucru care ne bucură și sperăm să aibă efect și în rândul investitorilor. În principiu, toate informațiile pe care le vedeți în această prezentare au fost inserate și în raportul anual. Așadar, după cum probabil că unii dintre noastre știți, în plasamentul privat ne-am asumat pentru 2021 venituri de 37 de milioane de lei. Am realizat 45 de milioane, deci am depășit, zicem noi, considerabil valoarea propusă. Vom intra ulterior în detalii să înțelegem de unde vine această creștere din venituri. Pe scurt, vine din zona de tehnologie, dar, cum spuneam, o să detaliem ulterior. Profitul estimat a fost, profitul brut estimat a fost de 3.165.000 de lei, am obținut 3.459.000. Am propus investitorilor din plasamentul privat înființarea unei companii în statul unei subsidiare în Statele Unite în următoarea perioadă. Am realizat acest lucru în martie 2022. Evident că în momentul de față suntem în sondarea pieței, în discuții cu atât cu potențial clienți și cât și cu persoane care să fie angajate în a doua parte a anului în cadrul companiei în Statele Unite pentru dezvoltarea business-ului. În principiu ne dorim ca livrarea să fie în prima fază cu echipele din România. Am propus achiziția de companii, acest lucru s-a întâmplat chiar la foarte scurt timp după listarea tehnică pe piața Aero, respectiv în octombrie, chiar la 1 octombrie 2021, când am achiziționat compania de dezvoltare software Brush. Și, cum spuneam în memorandumul din plasamentul privat, angajarea de personal înalt calificat, respectiv persoane sau viitori colegi care au expertiză și experiență mare, vastă în domeniile în care activează. Am inițiat deja acest proces prin cooptarea în echipa de management a lui Decebal, ca și director financiar, și a lui Radu Marcu în zona de dezvoltare software, operațiuni aferente diviziei de dezvoltare software. Alte activități pentru care sau pe care nu le-am menționat neapărat în plasamentul privat, dar pe care le-am demarat în 2021 și care sunt fie în curs de finalizare, fie au fost deja îndeplinite în 2022. Am realizat divizarea acțiunilor, pe care probabil că ați sesizat-o în piața de capital, la bursă. Pentru fiecare acțiune deținută, toți acționarii au primit încă 10 acțiuni. Suntem în curs de finalizare a unui advisory board care sperăm noi să fie o surpriză plăcută din punct de vedere al componenței și care mai mult decât imaginea în sine ne va ajuta, sperăm, în conturarea unei strategii articulate pentru următorii ani. Și am realizat sau am constituit și Consiliul de Administrație conform reglementărilor ASF și conform cerințelor legale.
Așa ca și highlights pentru 2021, am realizat un plasament privat în care am ridicat 10 milioane de lei, a urmat apoi listarea tehnică pe piața Aero și ulterior achiziția Bruș, așa cum menționam mai devreme, și intrând în zona comercială, am semnat un contract semnificativ în ultima parte a anului trecut, pe care o să-l finalizăm ca și livrare în august-septembrie 2022, un contract de dezvoltare software și digitalizare a unui organism guvernamental, unei agenții guvernamentale, printr-un proiect cu impact național la nivelul întregii populații. O să vorbim puțin mai încolo despre el. Despre plasamentul privat, probabil că știți detalii, pe ecran aveți, să zicem, valorile numerice, au fost oferite spre vânzare 144.928 de acțiuni, prețul inițial a fost 69 de lei, sau prețul din plasamentul privat a fost 69 de lei, a înregistrat o subscriere istorică, cel puțin pentru brokerul Tradeville cu care am lucrat în acest plasament privat, 119 milioane de RON, o suprasubscriere de 12 ori față de valoarea ofertei și în final am, cum spuneam, am atras banii pe care îi urmăream, pe care îi doream pentru dezvoltarea business-ului, aproximativ 10 milioane de lei pentru dezvoltarea pieței externe și creșterea nivelului activității comerciale, inclusiv pe piața internă. Ulterior, în 2021 am ieșit, ca să zic așa, în lumea sau în zona pieței de capital prin listarea tehnică pe piața Aero. Deși tranzacțiile, volumul de tranzacții a fost considerabil în prima zi, am nimerit un climat cel puțin nesigur, oscilant, marcat de probleme la nivel global, atât amenințarea valului 5, cred că era de COVID, cât și prefigurarea unei crize energetice, care vedem că s-a și întâmplat. Așa încât, așa cum toate piețele au scăzut și piața Aero a scăzut, evident și prețul acțiunilor a scăzut destul de mult, prețul acțiunilor Connections. Suntem în continuare într-o zonă mai puțin fericită, să zicem, din punct de vedere al prețului și, pe de altă parte, să zicem, în linie cu valorile medii la nivel global. După cum știți, zona de tehnologie a fost puternic afectată de criza energetică și de războiul din Ucraina, ca și percepție din partea investitorilor, mai ales companiile de growth, și atunci era normal să avem și noi de suferit. Sperăm și ne dorim foarte mult să recuperăm pierderea din valoarea acțiunilor pe care am înregistrat-o. Evident, vom face toate eforturile, dar, după cum vorbeam, ține și de climatul global. Un alt eveniment semnificativ pentru Connections și o zonă pe care mizăm foarte mult este compania Bruș Services. Am achiziționat 100% din acțiunile companiei. Este vorba de companie care avea experiență destul de mare de 8-9 ani în zona de dezvoltare software, cu ceva, să zicem, expertiză suplimentară în Oracle și SAP, SAP. Și o companie care va înregistra, probabil în funcție de cum vedem lucrurile, că se întâmplă în 2022 venituri mai mari în 2022, este o achiziție bună, este pe creștere și o vom folosi pentru înglobarea cât mai multor resurse și construirea unei platforme de resurse care să furnizeze forță de muncă calificată în IT, atât pentru clienții externi grupului, cât și pentru companiile din grup. Ca și contracte semnificative, nu cum putem face disclose, ambele contracte sunt oarecum publice, cel puțin cel cu ANRE,
și cecul este mai mult sau mai puțin public. Sunt două contracte care au fost semnate în 2021, vor fi livrate în 2022 și mai mult decât valoarea numerică a acestor contracte, care e relativ importantă pentru noi, valoarea financiară, ele marchează un moment important în evoluția companiei Connections, pentru faptul că ambele au expunere către grupe mari de oameni. Cel care vizează banca CEC presupune implementarea unui sistem de creare de conturi și de generare de împrumuturi pentru companii medii și mici, exclusiv online. Există multe încercări și unele reușite în piața românească de digitalizare completă a fluxului de interacțiune între bănci și cetățeni pentru persoane fizice, dar pentru persoane juridice este primul proiect, dar ar fi prima bancă care va permite clienților persoane juridice și companii medii și mici să își deschidă cont și să obțină împrumuturi fără să plece din fața calculatorului. Este un moment, va fi, sperăm, un moment important pentru întreaga piață de bancară și de tehnologie din România, momentul anunțului operaționalizării acestui proiect. Și al doilea proiect care este cumva grefat pe o emoție generală legată de criza energetică, este implementarea platformei de schimbare a furnizorului de energie pentru întreaga populație, proiect care este în lucru și așteptăm cu speranță să fie livrat la începutul acestei toamne. Va presupune sau va pune la dispoziție tuturor cetățenilor posibilitatea de a schimba furnizorul de energie, gaze sau curent electric, digital, direct din platforma ANRE sau în cazul în care persoana respectivă alege să meargă într-o subsidiară a unui furnizor de energie, datele vor trebui livrate în aceeași platformă. Vă dați seama, este un proiect cu impact național, teoretic putem avea milioane de utilizatori, probabil că nu să fie volumul sau numărul de utilizatori simultane atât de mare, dar oricum avem de-a face și cu provocări de experiența utilizatorului și cu provocări tehnologice de reziliența platformei. Este un proiect destul de sofisticat. Să intrăm într-o zonă poate un pic mai anostă, dar ca și imagine, dar foarte importantă pentru dezvoltarea companiei în sine, respectiv realizările tactice. Noi suntem adepții pașilor mici și siguri și a acțiunilor, să zicem, iterative, puse unele peste altele, care să genereze în final rezultate palpabile și semnificative. Creșterea echipei este o acțiune la care lucrăm, sau un obiectiv la care lucrăm consecvent de la începutul anului trecut. Aici, după cum observați, tipul de proiecte pe care le abordăm sunt din ce în ce mai complexe, au impact asupra clienților din ce în ce mai mare și atunci, evident, nevoia de a achiziționa resurse sau a îngloba în echipă resurse competente și mai ales cu mare experiență este stringentă. Încercăm să ne diversificăm portofoliul de competențe în tehnologie, după cum probabil că unii dintre dumneavoastră știu, există o sumedenie de, să zicem, instrumente cu care putem lucra, începând de la programarea simplă, standard, până la blockchain, artificial intelligence, machine learning, sunt tot felul de buzzword, de cuvinte pe care multă lume le folosește, dar a reuși să implementeze astfel de tehnologii în proiectele pe care le livrez clienților este o provocare destul de mare. Trebuie create competențele, aduse persoane cu experiență, înglobate alte persoane, alți colegi care ar trebui să învețe, să facă un ramp-up rapid și pe lângă asta presupune investiție până când
să zicem, această echipă sau aceste echipe încep să genereze venituri consistente pentru companie. În plus, contează foarte mult și retenția personalului, pentru că, după cum vă puteți imagina, în momentul în care investești într-o echipă și încă n-ai obținut rezultate financiare relevante, ultimul lucru pe care ți l-ai dori este să ai parte de demisii din partea persoanelor în care s-au investit și financiar și ca și așteptări. Iarăși o zonă în care muncim foarte mult și aici inclusiv Decibel este implicat destul de intens este dezvoltarea sistemelor și procedurilor interne, așa numită zonă de guvernanță corporativă pe care încercăm să o ridicăm și să o aducem la nivelul la care apar sau la care există așteptări și din partea colegilor și din partea investitorilor și pe care trebuie să-l avem ca să putem să atingem cifrele pe care ni le-am propus. E vorba de audit intern, e vorba de eficiență operațională, e vorba de tracking și verificare permanentă atât a obiectivelor cât și a bugetelor, cascadarea obiectivelor macro ale companiei cu obiectivele fiecarei echipe. Sunt elemente care, mă rog, ele existau într-un fel sau altul, dar nu neapărat structurate în multe zone și unul dintre obiectivele acestui an este să continuăm munca bună din 2021 și să ajungem la o finalitate cu zona de guvernanță corporativă. Și iarăși un pas oarecum aparent tactic din perspectiva anului 2021, care devine din ce în ce mai mult strategic în perspectiva următorilor ani, sau reprezintă abordarea proiectelor din zona publică. Care ar fi diferența majoră în ceea ce privește proiectele de dezvoltare software și de implementare de sisteme integrate în zona publică față de zona privată, cel puțin la nivelul pieței românești? Țintim proiecte mari, în general acestea au complexitate mult mai mare, mult mai, să spunem, sunt proiecte mult mai sofisticate decât putem identifica în mediul privat, pentru că și nevoile sunt mult mai complexe. Și atunci, pe de-o parte, există o provocare pentru noi, abordarea acestor proiecte. Pe de altă parte, ne și ajută să creștem nivelul de competență al echipei și expertiza. La nivel strategic, achiziția Brush, după cum vorbeam, în această lume dominată de o penurie permanentă de resurse, identificarea resurselor tehnice potrivite și retenția lor reprezintă un obiectiv în sine și atunci asta încercăm să facem cu integrarea companiei Brush în grupul Connections. Proiecte disruptive, cu impact, să zicem, și unice, de adevăr, piața românească, cum le aminteam pe cele două de la CEC și de la NRE, pe de o parte sperăm să ne aducă și expunere publică, pe de altă parte ne ajută să ne creștem expertiza în domeniul dezvoltării software de sisteme complexe. Și proiectele core business, care reprezintă de fapt proiectele existente și până în momentul de față, pe care încercăm să le menținem și să le creștem prin consolidarea parteneriatelor pe termen lung cu furnizorii de tehnologie sau cu clienții pe care avem. E vorba de, în principiu, de proiecte în zona privată. La fel, pe scurt, și la nivel strategic, zona de sisteme și proceduri interne, parteneriate strategice la care lucrăm foarte mult și care sperăm să ne poată ajuta și în extinderea pe alte piețe, cum ar fi piața americană sau piața britanică, creșterea nivelului de competență în echipă și retenția personalului și dezvoltarea de produse noi, toate sunt elemente la care sau obiective la care am muncit în 2021 și am făcut pași importanți.
Se apropie de început să preia zona prezentării sau partea de prezentare a situațiilor financiare pentru 2021. Mulțumesc! Mulțumesc foarte tare! Deci cred că ceea ce e foarte important de punctat în ceea ce privește realizările financiare ale grupului Connections, în acest moment trebuie să privim lucrurile în trei perspective. Una este perspectiva dezvoltarea business-ului și creșterea cifrei de afaceri a business-ului, ceea ce noi am numit top line. A doua dimensiune este cea a performanței financiare în sine, adică a rezultatului brut, EBITDA și rezultat net. Și a treia dimensiune este cea ce se numește balance sheet și mai concret a cash flow. Vedem că în toate cele trei, privind din toate cele trei perspective, grupul Connection a stat foarte, foarte bine în anul 2021. Acesta cel puțin reiese din ce vedem în cifre. Voi vorbi pentru început de cifra de afaceri, de venituri. Vedem aici o creștere semnificativă în venituri față de ce am estimat în 2021, 21% o variație favorabilă în venituri de la 37,5 milioane de lei estimat în bugetul pentru 2021 la 45 de milioane de lei. Și acest lucru s-a datorat în principal dezvoltării liniei de business sau cum mai spunem noi verticale software development, care, iată că, să zicem, prinde aripi în acest moment, începând cu 2021 și de ce nu va continua lucrul acesta din ceea ce vedem, și devine un principal contributor alături de linia de business service delivery la cifra de afaceri. De altfel, se și vede dacă ne gândim la discursul pe care l-a avut înainte Bogdan, se vede acest lucru din tipologia proiectelor pe care le avem în derulare și le-am inițiat și în 2021. Software development este un element pivot în dezvoltarea afacerii. Apoi, în ceea ce privește profitabilitatea brută, vedem și aici o îmbunătățire foarte mare. Vedem o variație favorabilă 25% față de anul 2020, deci creștere substanțială în profitabilitate. Pe fondul optimizării unor costuri și, bineînțeles, pe fondul dezvoltării afacerii în sine. Iar în ceea ce privește marja netă, aici tot așa avem o îmbunătățire, o variație favorabilă 27%. Deci este, putem spune că am realizat, chiar am depășit estimările pe care le-am prognozat în 2021. Au fost și niște costuri implicate în plus față de ce am estimat și în principal s-au legat, sunt costuri care au fost asociate cu guvernanța corporativă, au fost asociate cu partea aceasta de listare, componenta de listare. Sunt elemente pe care, mă rog, pot să le prognozez mai mult sau mai puțin, având control asupra lor. Marja brută s-a menținut în aceeași interval, 8%. Aici sigur că avem potențial de creștere și vom vorbi ulterior în această prezentare și de acest aspect. Bogdan va dezvolta puțin, dar voi aminti și eu, voi discuta și eu acest aspect în ceea ce privește EBITDA. Aș vrea să mai amintesc tot așa ca aspect general, apropo de balance sheet. Vedem că în 2021 avem active nete de 14 milioane de lei și un cash available, deci disponibilitate de numerar de 9,3 milioane, ceea ce spune un lucru foarte important, că noi
ne-am orientat și spre creșterea performanței financiare, dar ne-am orientat foarte important și spre cash flow, ne-am uitat acolo cu mare atenție să gestionăm foarte bine componenta aceasta în condițiile în care vorbim despre o economie cu un grad semnificativ de incertitudine, având în vedere evenimentele care se derulează și în prezent la nivel chiar global. Bun, deci acum legat de contributorii top line-ului, spuneam, vă aminteam că este această verticală de software development și RPA, care iată că în 2021 ele împreună reprezintă acum 28% față de doar 15% în 2020. Aș puncta aici că verticala de service delivery, asta nu înseamnă că există o diminuare în veniturile generate de verticala de service delivery, ci pur și simplu o creștere mai mare în contribuția software development la cifra de afaceri, de altfel se vede că în creșterile sunt spectaculoase. 226% în 2021 față de 2020 în software development și 25% RPA și față de 2021 ce am estimat sunt creșteri de peste 100% în software development. Deci veștile sunt foarte bune în acest sens. Ce aș mai vrea să punctez tot poate că ar merita aici este faptul că pe lângă ideea aceasta că avem o creștere în agregat, în valoare absolută, în cifră de afaceri, în performanță, vedem că și se schimbă și creșterea în structură sau diversificarea în structură sau reașezarea structura de streamuri pe venituri. Vedem că este o reașezare și în structura în tipologia de proiecte. Această reașezare, cum spunea și Bogdan, vorbim aici de se leagă de aceste proiecte mari în sectoare cu potențial foarte mare, ceea ce se numește sectoare strategice în economie și prin această reașezare și marja asociată va crește. Deci asta este un lucru important de punctat, cred că în ceea ce privește performanța. Și mult sigur cifra de afaceri va crește. Sigur cifra de afaceri, da. Evident, lucrăm și la îmbunătățirea marjei. Da. Mai avem de lucru acolo, știm. Bun, aici poate că ar trebui punctat pentru îmbunătățirea marjei. Noi ne gândim, adică lucrăm foarte mult pe optimizarea de costuri și asta vine cu standardizare, ce spunea Bogdan, standardizarea de procese, îmbunătățirea fluxurilor de control, poate și o optimizare fiscală mai bună, chestiuni de genul acesta. Avem, cred că bine să amintim și de partea de CAGR, ceea ce se numește Compounded Annual Growth Rate, sau creșterea anuală compusă, creșterea medie anuală compusă. În business vedem aici că per ansamblu avem o creștere compusă de 12% pe începând cu 2018 până în 2021 total. Iar cel mai spectaculoase creșteri din nou se confirmă sunt în sfera software development și RPA care depășesc substanțial 100% în creștere. Deci potențialul și, mă rog, și realizatul și potențialul arată foarte bine din perspectiva top-line-ului și de ce nu și din perspectiva performanței. Acum, cred că ne vom ceea ce sunt challenge-urile vor fi optimizarea de costuri și de ce nu utilizarea eficientă a activelor, adică să avem un return on asset mult mai bun decât am avut până acum. Și aici vedem o îmbunătățire și față de estimări și față de
realizat la 2020, suntem cu 15% peste ce am peste ce s-a realizat în 2020 și 4% peste ce am estimat în 2021. Am rămas undeva cu marja EBITDA la 9%, dar dacă vom ajunge și acolo în discuție, dacă ne uităm puțin la ce am prognozat, vom avea 10%, estimăm 10% în marja EBITDA, deci o creștere și acestei marje în 2022. Mulțumesc, Decebal. Vreau să adaug la ceea ce ai spus. Probabil că parte din investitori, nu neapărat dumneavoastră, în general, piața se poate întreba: bun, dar dacă aveți o poziție financiară atât de bună, de ce nu folosiți cash-ul pentru achiziții sau pentru dezvoltări mai accelerate, anorganice, nu neapărat organice? Pentru că, pe de o parte, tratativele pentru achiziția de companii durează, după cum probabil știți. Ceea ce s-a întâmplat cu Brush a fost o finalizare a unui proces care începuse considerabil înaintea luării deciziei de către noi pentru listare. Deci n-a fost ceva ce s-a întâmplat în 2 luni. Suntem în tratative, în discuții cu intense, cu cel puțin 3-4 companii, inclusiv companii de afară din alte țări, din alte piețe, din UK, de exemplu. Dar cel mai important lucru este să avem o abordare, după părerea noastră, prudențială sau prudentă în perioada următoare. Așa cum spunea și Decebal, trăim un context extrem de volatil. E adevărat că inflația mănâncă sau mușcă din valoarea resursei financiare. Pe de altă parte, prețurile activelor sunt în continuare, prețurile cerute de proprietarii de companii, de acționari, sunt în continuare destul de mari pentru pariul pe care putem face pentru următorii ani, având în vedere exact acest sistem incert, această perioadă incertă. Așa încât preferăm să mergem cu pași mici și siguri și evident că în momentul în care vom ajunge la un agreement profitabil pentru Connections, o să și anunțăm și o să și intrăm puternic în acționariatul uneia dintre companiile cu care discutăm, dacă bineînțeles vom ajunge la, cum spuneam, la un numitor comun. Cam asta ar fi explicația pentru aparenta lipsă de activitate în zona de M&A de până acum. Preferăm să cumpărăm companii sau să intrăm în acționatul unor companii care ne pot aduce valoare adăugată considerabilă. Altfel, întotdeauna există întrebarea: bun, în loc să cumperi compania respectivă, cât ar fi costat să creezi tu echipa respectivă sau ceva similar? Probabil că ar fi costat mai puțin și ar fi durat mai mult, e adevărat. Deci e o balanță pe care trebuie să o evaluăm în orice moment. Bun, estimările pentru 2022 sunt cele prezente și în raportul anual. După cum vedeți, ne propunem o cifră de afaceri totală în jur de 60 de milioane de lei și un profit brut, cred că zic bine, care cumva mai mult sau mai puțin similar cu EBITDA minus amortizările. Cred că EBIT-ul ar trebui să fie profitul brut, mai mult sau mai puțin, plus dobânzi, în jur de 5,2-5,3 milioane de lei. O creștere ușoară, dar să zicem consistentă așa, pentru din punct de vedere financiar a marjei, spre 8%, a marjei profitului brut în total venituri realizate. Și cu un pariu pe campionii tehnologiei din cadrul companiei, respectiv software development, care împreună cu zona de outsourcing, outsourcing-ul fiind partea de consultanță, tot software, se apropie de chiar ar trebui să treacă de 20 de milioane de lei, deci cam 30% din cifra de afaceri, și RPA-ul care trebuie să ajungă în jur de 3 milioane de lei. Deci cu totul zona de tehnologie pură din companie ar trebui să meargă spre 23-24 de milioane de lei, considerabil peste o treime din venituri, în condițiile în care zona de BPO, așa numita
mă rog, service delivery, care de fapt înglobează BPO și ITO. În zona de BPO ar trebui să fie și într-o ușoară creștere, dacă nu, să se păstreze la același nivel. Ceea ce înseamnă că facem progrese puternice în dezvoltarea unui pipeline consistent în zona de tehnologie. Din punct de vedere al evoluției performanței operaționale, rezultatul operațional sau marja operațională, după cum vedeți, este de așteptat să crească semnificativ, chiar cu 50% în 2022. Diferența până la profitul brut e dat de costurile indirecte și de această guvernanță, căreia trebuie să găsim exact dimensionarea potrivită din punct de vedere al resurselor financiare și al complexității. Încercăm să nu facem proceduri sau să nu instituim proceduri și fluxuri inutile, încercăm să facem doar ceea ce e necesar pentru a ajuta zona de business. Numai că acest proces durează și vine cu niște costuri și astea sunt costurile care probabil care practic mănâncă din marja operațională. Așa pe scurt, ca și elemente de impact pentru 2022, mă rog, unele s-au întâmplat deja, le-am trecut pe toate, divizarea acțiunilor care s-a și realizat, deschiderea filialei din US realizată, crearea advisory board-ului pentru care am primit toate accepturile, dar va trebui să avem și o ieșire publică pe care sperăm să o facem în a doua parte a lunii iunie, înainte de vacanța mare. Un alt element foarte important pe care cred că l-am menționat din ce mi-aduc aminte memorandum, dar pe care cu siguranță trebuie să-l rezolvăm sau să-l, un alt obiectiv care trebuie să-l îndeplinim, este programul de stock options pentru colegi care e musai să se încheie în semestrul 2 din 2022. Bun, câteva cuvinte despre zona de business. Cum spuneam, suntem în discuții de merger and acquisition cu mai multe companii externe și interne. La momentul potrivit, dacă ajungem la un deal profitabil pentru noi și evident pentru ceilalți, atunci o să anunțăm public rezultatele acestor demersuri pe care le facem. Următorii ani, noi credem că vor aduce și, mă rog, nu e un secret, nu e vreo informație, cum să spun, discretă, destul de publică informația, faptul că vor aduce o intensificare a activității în tehnologie pe piața licitațiilor guvernamentale. Atenție, nu doar în România. Criza sanitară a convins autoritățile publice că utilizarea tehnologiei în activitățile curente, operaționale, de zi cu zi, este un plus care poate să salveze ziua, cum se spune, în multe situații. Pe lângă eficientizarea serviciilor pentru cetățeni, noi vorbim inclusiv de situații de criză care pot fi traversate mult mai ușor folosind tehnologia informației. Așa încât am văzut sau vedem în licitațiile publice un stream important de revenue. Așa cum spuneam mai devreme, nu numai o oportunitate financiară, ci și o oportunitate de a crește și dezvolta competențele echipelor. Încă o dată, proiectele software și proiectele de sisteme integrate pe care le vedem în zona publică, cel puțin în ultimul an, un an și jumătate, sunt de departe mult mai complexe și forțează organizația care livrează mult mai mult decât companiile, decât proiectele private, cel puțin la nivelul pieței românești, deși din ce ne-am interesat și am vorbit inclusiv cu companiile cu care suntem în discuție din UK și Belgia și în alte piețe este la fel. La fel și în Statele Unite, unde ținta noastră sau mizele noastre sunt puternic legate de sectorul guvernamental în momentul de față și încercăm să devenim furnizori agreați, de asta e un proces mai laborios pentru organisme federale din Statele Unite, dar evident că încă durează ceva. Pentru piața privată din US, UK, Europa de Vest, suntem
în căutări intense sau în discuții intense cu potențial client. După cum știți, avem un nou VP pentru International Sales, Paul Gibson, și împreună cu el lucrăm la identificarea de clienți relevanți cu care putem scala în piețele externe pe care le-am menționat și în memorandum. E foarte important să înțelegem acest lucru. Ne dorim, evident, orice fel de venituri, dar ne dorim totuși un gen de clienți care aduc plus valoare peste valoarea financiară. Clienți care pot genera proiecte recurente, clienți care pot genera proiecte mari, care au o întindere mare de timp și care sunt reprezintă sau sunt importante pentru organizațiile lor, în așa fel încât să devenim greu de înlocuit în relație cu ei. Clienți care inițiază sau cu care inițiem proiecte care se pot productiza ușor în industria respectivă. Nu orice fel de client care are o nevoie punctuală, care nu se poate scala sau continua în altă zonă ulterior, este interesant, mai ales că achiziția de clienți din exterior, adică identificarea clienților din alte piețe, costă bani. Și destul de mulți, nu numai prin angajarea unei persoane, cum am făcut deja, prin timpul pe care îl petrecem în discuții, prin ofertele pe care le facem, prin vizitele pe care le facem, și am și făcut asta în primăvara asta de două ori în UK, toate lucrurile astea costă. Dacă ne irosim resursele, în primul rând de energie și de focus și de bani și financiare pe clienți care, chiar dacă obținem ceva rezultate pe termen scurt, nu reușim să scalăm, toată ideea construcției pe termen lung dispare. Devenim iarăși extrem de oportuniști, cum sunt foarte multe companii, nu doar în România, și pierdem posibilitatea de dezvoltare strategică. Iar miza listării la bursă și miza întregului proces prin care trecem este capacitatea de a deveni o companie rezilientă cu perspective de creștere pe termen lung. Nu abordarea extrem de oportunistă și punctuală prin care luăm bani și mai vedem ce se întâmplă la anul. Pentru că în fiecare an va trebui să facem bugete și în fiecare an va trebui să dăm explicații investitorilor. Și dacă nu avem o continuitate și nu creăm un flux pe termen lung de contracte, de clienți și de proiecte, atunci va trebui să regândim, să reinventăm lucruri în fiecare an, ceea ce devine extrem de obositor și contraperformant, contraproductiv, pardon. Ok. Bun, aici sunt extrase din am ajuns deja la 11:45 și ora pe care o propusesem pentru începutul sesiunii de Q&A. Aici sunt extrase din raportul anual, în care prezentăm variații pe care încercăm să le facem, strategia de business și vânzări, parteneriate tehnologice, investim în digital marketing, vânzarea consultativă. Asta e un lucru foarte important pe care ar trebui cu care ar trebui să insistăm și pe care l-am învățat pe pielea noastră. Faptul că, în general, în ceea ce privește sistemele complexe, clienții știu că au o nevoie, dar nu poate să identifice foarte clar ce nevoie e. Și atunci, parte din activitatea noastră trebuie să fie dincolo de zona de implementare, și anume zona de consultanță, zona de construcție a proiectelor împreună cu clienții. De ce face ca proiectele să aibă ciclu de vânzare lung. Înainte de a trece în zona în partea de întrebări și răspunsuri, am pregătit niște filmulețe care pot să ajute la înțelegerea zonei de RPA, de roboți, de automatizarea proceselor de business folosind robot software, și care ar putea să vă dea o imagine mai bună despre ceea ce se poate face cu tehnologia. Încă o dată, într-adevăr, zona de RPA reprezintă, nu știu, undeva 7-8% din venituri. Mizăm foarte mult pe ea, pe creșterea acestei verticale în următorii ani. Nu e neapărat, din punct de vedere financiar, cea mai relevantă parte a activității, dar este una dintre mizele noastre pe termen lung. Și mai mult decât atât, explică aceste filmulețe și ideea de automatizare, cumva explică mai, sau arată, dă o imagine mai bună asupra, de fapt, specificului activității noastre, ceea ce înseamnă digital transformation.
Și aș începe cu partea de VARPEI. Înainte să pornim, o să vă povestesc un pic. Este vorba despre procesul de acordare a bonusurilor într-o bancă bazat pe rezultatele fiecărui individ, fiecărui angajat dintr-o sucursală care are pentru obținerea bonusului o groază de criterii, câte carduri a vândut, câte credite a dat. Robotic process automation, often called RPA, enables organizations to easily automate repetitive tasks in order to free up employees to perform higher value work. For example, in the banking industry, RPA shows a great value in reducing error, streamlining employee workload, and improving productivity. In any financial institution, there are tasks that have traditionally been handled manually. Even in today's very digital world, there is still a lot of paper involved in the banking process. RPA robots are taking over jobs that are usually handled by people, replicating their actions while interacting with application user interfaces. This can be something simple or more complex. Here is a success story of our customer, a bank from top three banks in Romania, who automated their variable payments per employees process. The bank needed to automate a back office process with a monthly recurrence and a high number of XLS files received by email from all its branches. There are thousands of XLS files. Emails received are processed per current month for the employees, manually. Validation of sender and XLS data were excessive in time consuming and generating errors. After verification, an operator must upload all the XLS files received in a database and generate a report for management approval. After approval, the XLS files are sent to finance department for salary calculation and payment. What was our RPA solution for this process who has handled manually by the employees? We put a robot to do this, of course. What it does? The UiPath robot will monitor an email address and initiate the process based on the email subject. Automatic validation of the sender is done with HR web application and XLS data validation with employee database application. If the sender and data are valid, the robot automatically updates the database with the new data, and the HR department validates the process with specific email triggers. At the end of the month, the robot will run a report, send it to HR, wait for the HR approval, and finally send the authorized data for payments to the finance department. Now, is that simple? With the help of UiPath robot, the employees can now perform higher value work. And this is not the only benefit delivered by this RPA implementation. This process was 100% automated and 100% error free. The benefits included 190 hours per month saved with over 3% handling time improvement. And it increased data accuracy and sensitive data protection. Asta a fost un exemplu de ce se poate face cu roboții software. A fost în engleză pentru că materialele noastre de marketing, în cel puțin ceea ce privește zona de RPA, sunt în engleză datorită faptului că ne încercăm să ne promovăm piețe externe și în cazul particular al roboților software încercăm să intrăm în contact cu clienți din industria de banking din Europa și să continuăm legătura cu ei în zona de Middle East. Deci materialele sunt în engleză. Întrebări, dacă aveți, putem considera deschisă sesiunea de questions and answers. Stăm la dispoziție, chat-ul stă la dispoziție și noi vă vom răspunde. Mulțumesc pentru atenție și suntem aici. O audiență sfioasă.
în caz că există interes ulterior pentru lămurirea diverselor probleme, vă așteptăm oricum pe adresa investors@connections.tech pentru și răspunde fel de clarificări. Încercăm să răspundem relativ rapid. Nu am primit neapărat foarte multe până acum, dar la cele pe care le-am primit am răspuns, zic eu, destul de repede. Ne puteți da exemple concrete despre cum preconizați? Vezi că este marja de profit în următorii ani. În principiu, unul dintre elemente este contracte externe, care au evident alte rate decât cele din România. Doi la mână, proiecte pe termen lung, care ne permit planificare. În general, marja a fost mai mică la noi, cel puțin în zona de software, pentru că având proiecte de durată relativ scurtă, când vorbim de proiecte software de durată relativ scurtă, înseamnă 3 luni, 4 luni, 5 luni, chiar și 6 luni poate fi un proiect relativ scurt. Din cauza faptului că proiectele erau, cum spuneam, scurte, relativ scurte, a trebuit să, sau a fost mai greu să gestionăm încărcarea resurselor după terminarea proiectului. Practic, dacă ai 3 oameni într-un proiect și s-a terminat în 4 luni de zile, trebuie să obții sau să găsești assignment, adică un alt proiect, care să înceapă fix după acele 4 luni. E foarte greu să gestionezi bucățele într-un an, 3 luni cu 4 luni, 2 luni cu 5 luni. E, în momentul când ai proiecte care se întind pe un an sau 2, sau 20 de luni, sau în fine, proiecte de lungă durată cu echipe mai mari, atunci ai o predictibilitate mai mare și ai și mai mult timp să gestionezi încărcarea resurselor post proiectul respectiv. Deci cumva un management mai bun al resurselor, proiecte pe termen lung și clienți externi. Proiectele pe termen lung sunt proiectele din zona publică, clienții externi care aduc predictibilitate, clienții externi aduc rate mai mari. Și eficientizarea operațională cu standardizări de procese, cu da, utilizează ușor costurile, dar asta sigur că e mai de cu bătaie mai lungă. Nu neapărat doar că e cu bătaie mai lungă, doar că va crește marja cu cât va crește, nu știu, probabil cu 1%. Ca să ajungem în zona de două cifre sustenabile, adică 12, 14, 15, 16% profit brut, mă refer, poate 20, deși e o discuție foarte complicată, cu cât crește compania e destul de greu să poți să... o companie de servicii, da? Nu de produs, să poată să aibă marje atât de mari. Dar, ok, putem discuta și de ipotetic de un 20, deci ca să dublăm marja, e nevoie de proiecte complexe, mari și clienți externi. Când va începe să fie activă filiala din Statele Unite? Din punct de vedere legal, juridic, ea este activă. Mâine dimineață, dacă găsim un client în Statele Unite, putem factura cu, de pe filiala din Statele Unite. Când va fi activă din punct de vedere operațional, noi ne dorim să legăm activitatea operațională de inițierea unui prim contract, lucru la care lucrăm în acest moment. Estimările noastre sunt că în trimestrul 4, deci undeva octombrie-noiembrie din 2022. Da, știu povestea. Scuze, am citit întrebarea, am început să răspund deja. Credeți că ați putea să raportați și la trimestru, de exemplu, să avem și la 9 luni rezultatele? Este important să avem cât mai multe informații. Da, știu că e important să aveți cât mai multe informații. Înțeleg, pentru că și eu sunt investitor la bursă, deci înțeleg nevoia de informații. Problema e următoarea. Proiectele au ciclu de vânzare lung și ciclu de implementare, cum vă spuneam, încep să aibă ciclu de implementare destul de mult, de lung. Ca să... Vă dau un exemplu simplu. Proiectul cu ANR a început în octombrie 2021. Se va termina în august, septembrie, hopefully, sperăm 2022. Vorbim roughly pe scurt de un an de zile, da? Ca să simplificăm. Trebuie să
avem o abordare de recunoaștere, o politică internă contabilă sustenabilă de recunoaștere a veniturilor veniturilor în curs de realizare, așa? Veniturilor realizate chiar, da. Păi da, dar în cazul ăsta în curs de realizare, pentru că noi vom factura o singură dată la sfârșit. Un an de zile, o echipă de 8 oameni este finanțată de Connections și muncește până când va factura în septembrie. Ori dacă eu nu apuc să prezint rezultate intermediare la 3 luni sau la 9 luni, trebuie să am pus la punct un sistem de raportare a veniturilor în curs de realizare, pentru că altfel o să am numai costuri. Și nu e singurul proiect, mai avem și altele. Cum vă spuneam, și check-ul și probabil că o să mai vină și altele. Dacă mă întrebați pe mine, cea mai bună variantă să vă răspund legată de posibilitatea de a raporta trimestrial ar fi pentru 2023. Nu credeți că ar fi mai bine dacă ați avea un consultant care să vă promoveze mai bine compania pe bursă? Da, aici e o discuție foarte lungă pe care putem să o avem. Poate data viitoare, în toamnă, întâlnirea cu investitorii va fi fizică și putem să stăm mai mult la discuții și să dezbatem. În acest moment, piețele sunt în cădere. Nu sunt foarte convins de valoarea pe care poate să aducă un consultant. Poate să aducă, evident, da, dar nu știu dacă merită, nu neapărat. Avem un consultant în momentul de față, dar nu facem awareness și marketing excesiv în acest moment, pentru că nu vedem posibilitatea ca acțiunile și ca în acest moment ca imaginea sau percepția investitorilor să crească fulminant. Atâta timp cât piețele sunt cum sunt, într-o zăpăceală generală, mie e foarte greu să-mi dau seama ce ar trebui să fac un consultant. După părerea noastră, rezultatele financiare sunt alea care contează. E adevărat. Efectele vin un pic mai greu. După ce trece această perioadă sau când vedem că se mai liniștesc lucrurile, sperăm să avem o abordare mai în forță asupra părții de PR. Bună ziua! La ultima întâlnire mi-amintesc că a spus că din ce ați atras mai erau 9 milioane de lei. Spune care situația la zi cu banii străși din plasamentul privat care erau depozitați separat de restul banilor? Sunt încă depuși deoparte în... depozit la termen. Purtător de dobândă, generează dobândă. Asta e sigurul lucru. Deocamdată până facem mișcarea până decidem că am ales ceea ce trebuie în achiziție, să facem investiție de capital. Și asta spunea Bogdan mai devreme, că ne mișcăm cu foarte mare atenție în zona asta, să nu să intrăm acolo să facem o investiție care chiar merită pe termen lung și nu să ne jucăm cu banii pe termen scurt în ideea că obținem niște avantaje pe termen scurt. Da, așa cum am menționat și în prezentare, întrebarea este, sunteți în discuții active pentru a achiziționa alte companii cu servicii conexe care ar putea fi integrate în grupul următorii 2-3 ani? Răspunsul da. Avem discuție... Nu o să vă spun numele, că evident că suntem sub NDA. Este vorba de o companie din Belgia care se ocupă cu RPA, cu Robot Process Automation, și o companie din UK, din Scoția, care se ocupă cu zona de user experience, aplicații web, user experience, aplicații mobile și digital marketing. Chiar servicii conexe în cazul ăsta. Doar că, așa cum vă spuneam, vorbim de banii, după părerea noastră, de sume destul de mari față de perspectivele pe care le poate oferi contextul global. Mai discutăm cu ei. Salut! Zona de RPA are un declin în ultima vreme. Vezi UiPath, se resimte și la CC? Vă concentrați mai mult pe BPO sau pe software propriu sau începeți să vinde soluțiile voastre? Finele de afară, pe ce zone sunt specializate? Sau rămân doar pentru vânzări și totul ce ține forță de muncă rămâne în România? Ca să încep cu ultima parte. Finele de afară, în prima fază, vor fi... companii de business development, atâta timp cât mergem către piețe mai scumpe sau cu un GDP mai mare decât noi, clar rămâne cea mai bună opțiune livrarea cu forță de muncă din România, mai ales că e și foarte calificată, nu mai e chiar atât de ieftină, dar oricum e mai ieftină decât UK sau US, cât o mai fi, o să vedem. Dar oricum, în moment de față, vorbim de zona de delivery din România. RPA-ul nu are o scădere.
are UiPath din niște motive care țin specific de, mă rog, jocul bursei americane. UiPath este în creștere. După cum cred că au și comunicat că depășesc anul ăsta 1 miliard, mă rog, în estimări, o să vedem. În orice caz nu este în scădere. Deci piața de RP este într-o creștere constantă, lucru care se vede inclusiv în România, în care diferențele sunt de la an la an semnificative, nu atât în vânzarea sau cumpărarea de licențe și de servicii de la noi sau de la alții, ci în deschiderea clienților către așa ceva. Că sunt clienți care acum un an de zile nu vreau să audă, acum 3 ani de zile nu vreau să audă de RPA, nu înțelegeau sau, în fine, nu încercau să înțeleagă și acum ne caută. Bun, scalarea e o problemă la RPA. Nu a implementa un proces la un client este relativ ușor. Aproape orice client, chiar și firme private medii din România. Capacitatea de a implementa 20 de procese e o problemă. Pentru că a implementa procese la un client presupune un pic de deranj intern. Refacerea activității interne, regândirea lor, eficientizarea, care se face, indiferent cât de mare este adopția din partea managementului, se face cu angajații. Implementarea de soluții automatizate presupune eficientizarea proceselor de business înainte. Ori imaginați-vă că managementul spune, ok, acum se implementă robot la departamentul de contabilitate, nu știu, să zicem că sunt 20 de oameni. Trebuie vorbit cu echipa de contabilitate ca să înțelegi ce procese au și după aia să le redefinești. Asta presupune că vom da piept cu inerția oamenilor, cu lipsa lor de interes și cu frica de a fi dați afară. Deci, ce oricum în această criză de resurse nu are cum să se întâmple. Firmele n-au oameni. Deci, cum să mai ieși de afară? În fine. Dar aici este challenge-ul adopției de RPA. Nu la performanța UiPath, care, încă o dată, din punct de vedere strict al vânzărilor, nu e rea. Ce au făcut ei cu cash-ul și cum au dat predicțiile și ce au mai spus în rapoartele financiare, nu pot, nu știu, în detaliu. Și de ce au scăzut acțiunea atât de mult? Probabil că au fost preevaluate, dar, în esență, compania e pe creștere. Bineînțeles că atunci când e evaluată, și la cât era, la 40 de miliarde, era supraevaluat, evident. Na. Nu ați putea să cumpărați titlul de stat cu cash-ul, e mai bine dobândă 7% și lichiditate să puteți vinde când e nevoie. E o idee bună. Mulțumim pentru... Putem face și specula și pe Forex, adică sunt multe aspecte. Da, titlul... M-aș băga pe... Nu, dacă sunt mai sigure, totuși. Oricum, noi avem, cred că, 6% dobândă. Sau 5%, nu mai știu cât avem. Da, avem 5,7%. 5,7%, dar e o idee bună. O să ne gândim activ la ea. Ideea, cred că Bogdan trebuie punctat aici, că este și o decizie strategică această investiție în obligațiuni sau în orice alt tip de instrument. Da, este generează un randament, dar încă o dată spunem, noi suntem pregătiți să facem niște investiții de capital și nu neapărat în instrumente financiare. Neapărat. Deci noi, asta vorbea Bogdan, suntem acum în tot felul de discuții angajați în structura aceasta de M&A, de achiziționare și atunci noi trebuie să avem disponibil banii, oareșcum foarte aproape de noi, să-i ținem aproape de noi, ca în momentul în care luăm o decizie să putem să și intervenim. Da, dar titlurile de stat sunt fiind tranzacționate relativ lichide, dar e adevărat că Putem să ne gândim și la acest lucru. Vă rugăm să ne detaliați programul de stock options pentru angajați. Bună întrebare. Trebuie să-l detaliem noi. În actul constitutiv, dinainte de plasamentul privat, adică cel care a precedat operațiunea de ridicare de capital, din iulie anul trecut, am menționat că, mă rog, acționarii la vremea respectivă și, mă rog, această prevedere a continuat să rămână în act, sunt de acord să, ipotetic, să se poată pune la dispoziție angajaților un fond de 3% din total acțiuni, pe care, evident, că Connections ar trebui să meargă în piață, să le cumpere și să le folosească pentru remunerarea angajaților. Ițele administrativ birocratice ale obținerii acestui proces sau ajungerii la finalitatea acestui proces de SOP, de Stock Option Plan, vor fi evident publice, pentru că va trebui votat în adunarea generală a acționarilor. Și sperăm, cum am spus, ca până în toamnă să-l avem gata.
toamnă, însemnând, nu știu, măcar noiembrie, cel târziu noiembrie, adică. Mai multe detalii nu vă pot spune. Acest program va trebui corelat cu sistemul de evaluare, evident. Asta vă pot spune. Deci, rezultatul evaluării anuale va fi posibilitatea de a deține sau, mă rog, de a primi bonus, de a avea salariul mărit și sau de a deține acțiuni în funcție de anumite criterii pe care suntem în curs de a le stabili. Nu știu încă dacă vor fi opțiuni sau acțiuni pe care le pot deține doar pe perioada când vor fi, cât sunt angajați sau acțiuni pe care trec în posesia lor definitivă, o să vedem. Aveți în plan pe termen mai lung trecerea pe piața principală a BVB pentru a atrage și investitori instituționali? Da, mai corect ar fi, avem în plan să atragem investitori instituționali. Asta este un lucru la care lucrăm destul de activ și, într-adevăr, ne-am lămurit că el ar trebui corelat și cu o expunere mai mare, apropo de PR, și cu trecerea pe piața principală. Avem nevoie de investitori instituționali, nu doar din perspectiva cash-ului pe care ar putea să-l aducă pentru dezvoltare, după cum ați văzut, nu l-am cheltuit nici pe cel pe care l-am luat anul trecut, dar în fine, sunt bineveniți întotdeauna banii pentru dezvoltarea unei companii și din perspectivă strategică. Și chiar dacă sunt investitori financiari, să zicem, non-tech, evident că pot aduce plus valoare. Răspunsul pe scurt e da. Avem un plan să intrăm pe bursa prin piața principală, dar mai mult decât atât vrem să atragem investitori instituționali. Îmi amintesc că ați povestit acum câteva săptămâni despre forța de muncă din Ucraina în contextul războiului. Ați reușit să atrageți ceva forță de muncă de acolo? Nu, am reușit să obținem ceva, contracte, nu neapărat foarte mari, care n-au mai fost livrate în Ucraina datorită sau din cauza războiului, mai bine zis. Ce se întâmplă? În momentul aprilie, puteți să vă dați seama, cred că toată lumea poate să facă calculul ăsta, programatorii, ca să simplificăm foarte mult, e o abordare extrem de superficială, dar poate să ne răspundă la întrebarea dumneavoastră. Cei care știau sau puteau să facă dezvoltare software, plecaseră deja din Ucraina. Deci când ne-am trezit noi și toată piața românească, ne-am vorbit de connections, cei care dezvoltau software plecaseră și erau deja în UK, în Germania, în Statele Unite, lucrând pe alți bani și având deja clienți acolo. Cei care nu plecaseră nu stăteau în Ucraina să dezvolte software. Era un pic mai complicat. Deci nu prea aveai pe cine să iei. Deci toată miza acestei posibile acțiuni de preluare a unor dezvoltatori software în Ucraina avea sens în primele 3 săptămâni, hai să zic 15 martie, după care lucrurile nu prea au mai funcționat, că cum spuneam, oamenii plecaseră deja. În schimb, instabilitatea zonei face ca din ce în ce mai mulți clienți din vestul Europei și din Statele Unite să găsească refugiu în firme de livrare din inclusiv din România. Care este politica și practica privind dividendele? În acest moment ne concentrăm foarte mult pe a utiliza ceea ce obținem din performanțe din firmă, ne investi în continuare în dezvoltarea business-ului în sine. Este și motivul pentru care noi nu am procedat la anunța dividende sau de plată în momentul decembrie 2021, și pentru că am decis să reinvestim profiturile obținute în companie, un lucru pe care este de altfel și o obișnuință, dacă vreți, sau și o cutumă în piață, pentru companiile care sunt de tip acesta growth, să pentru primii, cel puțin după listare, în prima parte a evoluției, să păstreze, să reinvestească profiturile respective pentru a dezvolta și mai mult business-ul. Nu excludem să facem această operațiune în cursul anului, că nu suntem ținuți de o dată anume, dar, cum spuneam, încercăm să mergem politica pașilor mici. Avem cash-ul din clasamentul privat la dispoziție, ca și curea de siguranță sau ca și motor de investiții.
pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, să evaluăm ce oportunități avem, ce putem face cu banii și dacă putem da o parte din profitul de anul trecut ca și, ca și zice, dividend. Considerați că noul consiliu de administrație poate aduce plus valoare în cadrul grupului CC la nivel operațional, financiar sau vânzări? Sau care considerați că poate fi valoarea adusă de CEA pe parcursul mandatului pentru care au fost aleși? Bun, acum o să fim transparenți, poate mai transparenți decât e cazul. Nevoia de a avea un consiliu de administrație a venit prin partea autorității de reglementare, prin, mă rog, interpretarea stricto sensul unor paragrafe din lege, care așa sună. Nu mai știu, o companie care e auditabilă sau care trebuie să fie auditată, trebuie să aibă și consiliul de administrație. Bun, a trebuit să ne organizăm foarte rapid, având, într-adevăr, n-a fost prima somație, au fost mai multe, whatever. La un moment dat, recunosc că am omis sau nu ne-am ocupat de acest subiect și la un moment dat a trebuit să o facem într-un ritm relativ rapid sau într-o perioadă foarte scurtă. Și atunci am ales persoane dispuse, că aici e o discuție, cine e interesat, cine e dispus, cine poate să aducă valoare, și persoane care, evident, sunt apropiate de companie și pot, și care cunosc compania relativ bine și pot ajuta, să zicem, măcar în zona de consiliere a evoluției companiei. N-am avut, cel puțin în acest moment, intenția de a și nici capacitatea, n-am avut timpul necesar să construim un consiliu de administrație care să includă persoane care pot acoperi anumite zone importante, așa cum menționați. Gândiți-vă că noi între februarie și mai, adică februarie, martie, aprilie, mai, în 4 luni, nu încerc să scuz sau să mă scuz în niciun fel, am trecut până pentru un audit, audit obligatoriu, raportările financiare, stock split-ul, deci divizarea acțiunilor și numirea Consiliului de Administrație. Toate 4 în 3 luni de zile. De fapt, cred că auditul a început în martie, dacă mă gândesc bine. O să luăm calcul această idee de a coopta ulterior și, mă rog, ne-am gândit să mărim numărul de membri al Consiliului de Administrație la 5, dar nu o să facem în niciun caz în partea activă acestui an, nu știu, în cel mai bun caz îl facem spre sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Oricum, toate modificările astea presupun adunări generale și, mă rog, trebuie să acumulăm mai multe într-un set ca să putem să publicăm materialele înainte cu o lună. Considerați oportune investițiile minoritare în companii conexe grupului sau luați în calcul doar achiziții integrale? Sincer, acum, cu excepția unor oportunități pe care noi nu le avem în moment de față, m-aș duce doar la achiziții, nu integrale, ci 51%. Și din perspectiva consolidării, că la 51% pot să consolidăm, putem să considerăm rezultatele, și din perspectiva controlului. În general, gândiți-vă, companiile pe care le putem achiziționa sau în care putem intra sunt companii medii, whatever, mici medii. Ele sunt cam toate companii de owneri, adică de antreprenori. Mie, mai ales dacă sunt din altă țară, imaginați-vă că, ok, există NDA, există acorduri semnate, dar e destul de greu să te raliezi sau să integrezi compania la nivel strategic într-un grup dacă nu ai măcar 51% ca să ai un cât de cât control. Ok, există zone shareholders agreement în care se poate face vot egal chiar dacă tu ai 51%, dar la cele foarte importante aș încerca să avem noi controlul, deci pe scurt aș vrea să avem 51%. Dacă vorbim de participația la companii foarte mari, unde oricum există un control sedimentat concret, putem discuta, dar nu văd de momentul de față nevoia pentru... Aveți de gând să vă reduceți participația sub 75%? Există interese din partea unor fonduri de investiții de a cumpăra participații? Există vreun gând de a ieși de pe piața principală? Trebuie rezolvată lichiditatea, e foarte scăzută. Da, știu că este foarte scăzută, speram să mai crească și cumva a crescut după stock split, dar, mă rog,
a crescut, evident, că multiplicând 11 ori volumul total de acțiuni, mă rog, par mai multe, dar nu, a mai crescut cât de cât. Bun, pot să mă ajut seama cu întrebările, că erau mai multe în aceeași întrebare. Aveți de gând să vă duceți participația sub 70% în mod activ, adică nu urmăresc asta. Bineînțeles că dacă vom coopta investitori instituționali sau fonduri de investiții, probabil că va trebui să fac lucrul ăsta, dar nu țin neapărat, adică nu urmăresc activ să vând acțiunile sau să vând parte din acțiuni. Există interese din partea unor fonduri de investiții de a cumpăra participații? Sincer să fiu, nu știu. Până acum am avut abordări din afara țării, dar din partea multor companii sau fonduri de investiții care nu știau de specificul sau de faptul că nu este listat la bursă. Și, mă rog, unii vreau investiții simple în companii de software în general din România cu care să-și mărească workforce-ul, forța de muncă. Există interese în așa, există vreun gând de a ieși pe piața principală? Da, există, dar nu le putem face pe toate într-un an și plus că pentru piața principală ne trebuie lichiditate, trebuie niște criterii, deci cumva sperăm că în a doua parte a anului sperăm să ca lucrurile să mai rezolve. Guvernanța pusă la punct. Pe de altă parte, clar vor apărea evenimente semnificative pozitive anul ăsta, care ar trebui să crească totuși interesul. Adică, bun, am înțeles foarte multe din discuțiile pe care le-am mai prins și pe la adunarea generală și prin tot felul de comentarii prin bursă, prin alte ziare, că PR-ul, că nu suntem vizibili, că nu facem, că ok, mai sunt și vor fi și aproape sigur evenimente semnificative care ar trebui citite așa cum sunt date, adică ele au un impact foarte mare. Dacă nu mișcăm piața nici cu contracte majore, e greu să știu ce să facem, dar o să vedem. Poate cu profit, cu marjă de profit mare. Când nu se pot raporta rezultatele la 3 luni, poate ar fi bine și un raport de activitate sumar. Mai fac și alte companii așa. Da, asta e o idee foarte bună. Asta e o idee foarte bună și chiar cred că putem să facem. O să o facem așa, below the market, cum să spunem, adică în sensul care publicăm, dar, mă rog, nu o să aibă valoare unui raport financiar, dar ne asumăm, evident, lucrurile din el. Da, asta e o idee bună și mulțumim pentru observație și pentru sugestie. Ne puteți spune cum a fost prima jumătate din 2022, dacă a fost peste 2021, fără a se detalia ce vor fi publicate în raportul semestrial? Da, din punct de vedere al cifrei de afaceri, da, adică o să vă zic că de acum... Performanțe în sine. Da? Și da, cred că a fost peste 2021. Așa, încă o dată, noi am închis de-abia aprilie. Dacă încercăm să le punem cap la cap, 4 plus 2, da, a fost peste 2021. Oricum, tot anul ăsta va fi peste 2021 în mod sigur, din punct de vedere al veniturilor 100%, mă rog, 100%, mă rog, plecând de la premisele de astăzi, că vedeți că se întâmplă tot felul de lucruri în lume tot timpul, dar nu mai aștept să întâmple crize majore care să ne afecteze în sensul ăsta, și cel mai probabil și din perspectiva profitului. Eu cred că un mesaj pe care l-a transmis Bogdan repetate rânduri într-un fel sau altul prin reformulă și prin... este acela de a îndemna investitorii noștri la puțină răbdare, în sensul în care lucrurile acestea sunt on the right track și se fac, dar sigur sunt unele mai grăbite, altele mai care se fac mai cu mai mare, să zicem, prudență, atât în ceea ce privește zona de investiție de capital, cât și în zona aceasta a guvernanței, a performanței și așa. Știu că e când ai investit în ceva, aștepți niște lucruri, niște randamente. Până la urmă, lucrurile acestea, listarea pe piață și tot ce s-a întâmplat, investiția majoră, infuzia de capital a survenit undeva spre finalul lui 2021, dacă nu mă înșel eu. Deci, cumva, suntem acum în data de 8 iunie, cred că se văd niște rezultate, chiar în 2021 se văd rezultate palpabile și în ceea ce privește poate zona mai puțin, să zic, concretizată în cifre,
da, guvernanța și tot, dar trebuie puțin, avută puțină răbdare în ceea ce privește randamentele, ele vor veni. Da, exact cum zicea și Decebal, ne vede un pic de răbdare. Deci noi știm ce am greșit până acum, ca să fim foarte transparenți că suntem între noi. Nu știu dacă sunteți investitori sau nu, sau wannabe, interesat sau poate nu, nu știu, dar cumva e o discuție mai mult sau mai puțin, să zicem, semi-privată și nu, și eu cred că am spus și public chestia asta. Da, nu am luat în, noi, mă rog, așa că ADN provenind din ingineri, adică, mă rog, cu, și suntem o mare parte ingineri, chiar dacă pare că ne dăm mare sau, mari sau nu, suntem serioși și ne vedem de treabă și muncim. E adevărat că trebuie să facem și PR și știu că n-am făcut PR. N-am făcut pentru că au venit foarte multe lucruri peste noi și a trebuit să le rezolvăm. Sunt obligații legale, sunt obligații de raportări, după cum știți. Și mai trebuie să facem și business, că în final, în raportul financiar, punem veniturile și profitul. Da, trecând, lăsând lumea la o parte, ne propunem să îmbunătățim partea de PR și avem un pipeline destul de multe vești bune pe care sperăm să le comunicăm, chiar începând din iunie o parte dintre ele. Așa încât, în zona de PR, sper să ne recompensăm față de piață în general. Din punct de vedere al rezultatelor, am estimat ceva și în 2021 am depășit estimările. Acum, în 2022, am ridicat miza. Am estimat mai mult decât estimasem în 2021 un memorandum pentru 2022. Să vedem dacă reușim să depășim și al doilea set de estimări sau măcar să le îndeplinim. Ideal ar fi să fim acolo măcar. Deci suntem pe creștere. Încă o dată, nu suntem o companie de growth în sensul clasic al cuvântului, care face pierderi și pe care se mizează că mai vedem noi peste 10 ani. Suntem o companie care crește, dar care trebuie să facă și profit și știm lucrul ăsta. Că e foarte important profitul, știm că trebuie să îmbunătățim marja, știm că trebuie să comunicăm mai bine și lucrăm la asta. E un an de tranziție din punct de vedere al proceselor interne și al guvernanței. Deci asta încercăm să facem, să nu pierdem acest an și să nu mai venim la anul spunând, dar suntem într-o reformă continuă. Că vedem ce se întâmplă cu țara care e reformă continuă. Ok. Legat de titlul de stat, da, sunt, am cochetăm și în continuare cu tot felul de idei de a investi. Trebuie să, cum spuneam mai devreme, să echilibrăm deciziile acestea între ce vrem să facem, ce vrem să investim cash-ul disponibil și nevoia aceasta de a intra pe diverse piețe, de a avea banii disponibili imediat și de a putea să fructificăm oportunitățile acestea de achiziție companiilor sau de a investi în companiile acestea cu potențial. Deci, da, suntem, cochetăm cu toate aceste idei, inclusiv lăsând gluma la o parte, ne gândeam și la jungla cu puțin arbitraj. Deci, avem tot felul de astfel de discuții în companie. Că nu mai sunt întrebări. Mulțumim mult pentru participare și încercăm ca în toamnă, noi o promisiune, încercăm să ne întâlnim fizic. Cred că ar fi frumos. Sperăm să nu mai avem al 7-lea, 8-lea val și să putem să ne întâlnim fizic. Mă rog, și acum am fi putut să ne întâlnim, dar mă rog, a fost mai simplu din punct de vedere logistic, dar în toamnă sperăm să ne întâlnim fizic și poate să fie discuție mai lungă. Mulțumim mult de tot. Orice întrebări aveți, investor.ro.ro. Mulțumim foarte mult. O zi frumoasă. O zi frumoasă vă dorim.